Fostul antrenor al Simonei Halep, Patrick Muratoglu, a depus mărturie în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv aproape 30 de minute. La scurt timp după el a vorbit în fața instanței și fizioterapeuta Candice Goye. Sportiva româncă a venit la audieri însoțită de noul ei avocat, Claude Ramoni, un jurist elvețian cooptat în echipă la recomandarea americanului Howard Jacobs, principalul avocat din staful care o apără la Lausanne. Claude Ramoni este specialist în drept sportiv, este foarte cunoscut, dar asociatul lui din firma elvețiană pe care o a înființat-o, acest Jorge Ibarola, a fost consilier la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și este cunoscut, adică se acreditează ca fiind a cunoaște tot ce se întâmplă la TAS, iar cei de la TAS l-ar accepta că ar ști absolut tot ceea ce poate să fie cunoscut în materie de legislație sportivă și de doping. Americanul Howard Jacobs, cel care a reprezentat-o în procesul de dopaj și pe Maria Sharapova, încearcă să obțină pentru Halep o reducere la jumătatea perioadei de suspendare, cum a reușit parțial în cazul rusoaicei. Asta după ce medicul și managerul Mariei Sharapova și-au asumat responsabilitatea pentru administrarea medicamentului interzis, la fel cum a făcut acum Muratoglu în cazul Simonei Halep. We have been able to establish where the contamination comes from, so we propose her to take collagen, and we brought her collagen from a company. This collagen happened to be contaminated. There was no way to know it, but I feel responsible for what happened because it's my team, so me basically, who brought her this collagen. Patrick Muratoglu ar fi recunoscut azi la TAS că a fost imprudent când i-a dat Simonei Halep suplimentul și fizioterapeuta și-ar fi asumat responsabilitatea pentru că n-a verificat ce conține suplimentul pe lângă colagen. Delegarea de responsabilitate implică două părți. Deci eu ca sportiv deleg și cineva din staful tehnic trebuie să fie de acord cu această delegare sau să-și recunoască vina. La capătul primei zile de audieri la TAS, fostul număr 1 mondial a făcut un gest care a surprins pe multă lume. Simona Halep a luat masa cu Patrick Muratoglu și cu fizioterapeuta Candice Goye. Asta este o gafă absolut monumentală, aș putea o numi chiar sinucigașă, în condițiile în care în toată această perioadă, după ce a primit suspendarea de 4 ani la Sport Resolution din Londra, ea a căutat insistent, obsesiv, să se detașeze de Patrick Muratoglu, care în cele din urmă și-a asumat parțial responsabilitatea recomandării acestui supliment. Simona Halep a picat testul antidoping la US Open 2022. Și a fost suspendată un an mai târziu de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului pentru 4 ani. La Lausanne, mâine va fi ultima zi de audieri, dar o decizie nu e clară în cât timp va fi dată.